Deci eu vreau să știu așa, sunt atâtea fete pe aici, tu la un moment dat, cred că în iunie, ai zis că ai iubită. Zi-mi cum e viața ta amoroasă acum. La fel. Da. Este absolut, e absolut la fel. E foarte bine. E foarte bine să ai pe cineva alături. Și din câte se vede, ea mă ajută cu îmbrăcămintea, deci sunt foarte mândru de ea. Păi atâta văd pe TikTok-ul tău că tu ești combinat în fiecare zi cu... Și stai seama că toată lumea face niște presupuneri, că am mai făcut un TikTok cu Bibi și toată lumea a zis că sunt cu Bibi. După care am mai făcut un TikTok cu... cine am mai făcut? Cu Mira și toată lumea a zis că sunt cu Mira. Am mai recunoscut și niște chestii din trecut, etc. Da, am seama că dacă facem un TikTok împreună, suntem împreună. Dar lumea e curioasă, știi? Și atunci... Și noi le mai dăm așa, le mai aruncăm niște picanterii ca să se bucure cumva sau să rămână intrigați, știi? Mai la un moment dat și eu credeam că ești cu Bibi, adică, deci, păi nu mai știam ce să înțeleg. A bubuit TikTok-ul ăla cu ea și a nebunit lumea pe TikTok, a, Emiliane cu Bibi, a, nu știu ce s-a întâmplat, da. Da, nu, n-a fost nimic mai mult decât acel TikTok. Păi și ce faci tu cu fanele tale, adică nu-i iubita geloasă? Păi și dacă e geloasă, ce putem să facem? Că, na, important este că ea mai are și ea momente de gelozie, că e om, e normal, dar ea înțelege încet, încet faptul că eu sunt artist, că există foarte multă lume care mă place și care mi-admiră munca și așa mai departe și încerc cumva, adică din felul în care sunt eu, încerc să o asigur că nu se poate întâmpla nimic mai mult și totul este ok. Adică eu, atâta timp cât eu am încredere în ea, trebuie și ea să aibă încredere în mine și în noi, în primul rând. Dar nu e greu așa când ești expus să ai o relație? Poate fi destul de greu. Nu zic că nu, dar ți-o asumi. Adică în momentul în care vrei să ai o persoană alături de tine, indiferent, nu contează că vorbim de artiști sau nu, trebuie să muncești pentru relația aia. Și atunci e clar că mă broiază, îmi place foarte mult piesa. Ce e? Pican. Da. M-a broiat. Apropo de pican, dacă erai cu Bibi, ne certam cu Antonio. Hai mă, să fim oameni maturi acum, adică indiferent că unul a fost o dată cu cineva, a trecut timpul, oamenii mai trec peste, oamenii, cum să spun, mai trec peste relații, nu rămâi, adică n-ai cum să te opti, dacă ești un om cu coloană vertebrală, n-ai de ce să începi să te superi că aveți aia și vezi aia, adică... Nu, și Pican este un super băiat, adică am stat de vorbă cu el acum, este super, adică n-am avut nimic de împărțit. Bine, până la urmă e și o mică lume a oamenilor care sunt expuși. Da. Înțeles, mersi mult! Mersi și eu!